ce rebel, când am mai scăzut și taxele, am zis că mai bine nu-l mai câștigăm. Mai bine ne focusăm atenția spre a câștiga inimile publicului și a face mult mai mulți bani după. Dar ce surpriză ne-ai făcut tu nouă, că nu te știam așa cu veleității de artist. Eu, dar nu te-am... Cum nu le ai? Că altfel nu treceai de doamna Crina. Păi nu, când n-o decis ea dacă particip sau nu, din păcate, că ar fi zis de mult să rămân acasă. Ideea e că ne-am și împrietenit, am și venit împreună, știți, astăzi, da. Deci asta, că bunica mea crede că am disperat-o pe săraca femeie și trebuie să explic public faptul că asta se întâmplă la nivel de amuzament, de jokes, cum ar veni. În timpul liber, adică în pauze și la țigară, eu și Crena suntem foarte buni prieteni. Chiar îmi permis să-i spun Crena, că am zis toată lumea îi spune Crena. În primul episod era doamna Crena. Deci ți-ai descoperit încet, încet, cu ajutorul unei, îți formezi așa un repertoriu și mâine pe mine te vedem la concerte alături de CRB. Nu, ferească Dumnezeu. Deci nu o să mă fac cântăreț. Eu voce am, dar n-am timp. Adică nu am studiat nimic, nu știu nimic despre muzică, nu știu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dar nu știu să le pun pe portativ sau care-i do, care-i la, habar n-am, pentru mine toate la fel, nu știu ce e un ton, ton doar aici, dar domnul Scărlătescu, steak de ton sau cu de la conservă îți fac salată. Dar tonul ăsta de zice Crina de el de vreo 3, 4, 5 săptămâni, habar n-am ce este. Dar ritm ai? Ritm iambic. Iambic și trohai, cu uneori depinde ce stare am. Ritm am, da. Ritm, voce, da, ureche am, adică aud. E ok, pot să reproduc sunete, pot să cânt și melodia asta. Ta, ta, ta. Hai, ești bine, greu. Se alintă, să știți că trebuie să-l vedeți neapărat, că vedeți, se alintă. Niște performanțe uluitoare, cum a fost, de exemplu, la Marilyn Manson și în alte performanțe de tot râsul, cum o să urmeze. Deja s-au filmat, vă spun de pe acum. Deci vreau să... Nu mai poate da timp înapoi. Dar zi, v-ați vorbit cine... Are rol de travestit, cine intră în rol de travestit, dacă aveți de făcut un duet, fată, băiat, se sacrifică cineva sau cum cade, cum se pretează, cum văd ce doamna Adriana Trandafir? Ei, cum zice producția, pentru că la cantitatea de tatuaje ale lui Cerebel s-a ascuns practic un corp întreg, să rămână doar ochii, el ar putea să-l, ca să-l costumeze cel mai eficient, ar trebui să-l pun în cagulă, direct mascat. Ideea e că, da, dar pe mine nu mă deranjează chestia asta. Adică e ok, nu travestiurile erau problema. Problema e momentul în care n-ai niște piese care nu rezonează absolut deloc și trebuie să o faci, pentru că na, despre asta e vorba, cred că asta e provocarea. Cum mă, nu travestiurile? Vezi că zicea și Emilian la început, vai că nu o să fie asta o problemă, până s-au urcat pe tocurile alea de 12 și a fost Beyoncé pe 12 cm și nu i-a mai trebuit spor și sală 6 luni. Eu oricum nu mai făceam spor și sală de 12 luni, nu de 6. Am început anul ăsta cu niște rezonanții, dacă o să... Nu, le-am pus și pe Instagram. Dacă intrați la mine, o să vedeți acolo că am pus. Că eu anul ăsta vreau să am pătrățele de astea. O să le am, dar de foame. Că dacă stai cu machiaj pe tine 7 ori în fund pe scaun la machiaj, după aia staniol pe dinți, barbă falsă și toate astea, nu mai poți, mai mănânci. Și atunci pătrățele garantat vom avea. Acum să vedem dacă vom mai avea și carne pe piele. Sper să mai avem, nu știu. Salut! Și mai zic ceva, te rog, că am văd că pe toată lumea l-auzi, că ce bine ție și cu doamna Crina și cu doamna Adriana și cu Zarug, până nici Zarug nu se ia de tine. Nimeni. N-ai și tu, nu ți-e greu cu nimic acolo? Îmi place foarte mult la proiectul ăsta și chiar dacă nu mi-ar plăcea, eu tot asta aș spune că vreau să mai prind un sezon. Sau dacă nu un sezon aici, un sezon la alt proiect și așa mai departe. Uitați-vă și dumneavoastră, este anul 2023 și în continuare IRCC-ul crește. Deci, cu alte cuvinte, să spunem pile la ceilalți concurenți, să te voteze, să-ți dea note așa, în a, plus nu, ca să fiți... Asta cu pilele, nu, eu direct la producții. Da. Pare rău, na, la producție nu avem cum să te ajutăm. Așa, ce-ți fac? Concurenți acolo, când vă votați între voi, să vă dea numai note mari. Nu, mie nu-mi dă nimeni punct acolo, toți îi dau lui Damian Drăghici și atunci, chiar mâine o să fie ziua lui Damian, chiar abia aștept să văd aia care a dat puncte dacă îi cumpără și cadou. Sau dacă îți dau loviți, ca că fetița e bolnavă, că nu știu ce. Eu sunt foarte atent la bârfile astea, mi-mi plac. Abia știu să ne mai vedem și să mai îmi zici bârfe de astea de culise. Ce crezi că ne mai vedem? Până păi cum să... Unii când se termină filmările? Dar bineînțeles că trebuie să fie... Azi am ieșit în lume, după aia gata, înapoi în bârloc.
Vrem să ne vedem. Mai avem de discutat despre filme, despre una. Cu când dau interviu ăsta, îmi dau seama că ultima dată când te-am văzut era 1 octombrie, da. 1 sau 2 octombrie era și este 1 aprilie. Asta mi se pare absolut incredibil. Deci, dar el nu iese, că eu ies. Trecut jumate de an, mâncața și incredibil. Vezi că n-ai mai venit la filme românești, nu prea mai susții filmele românești. Data trecută mi-ai zis... Nu, dar am dat bilete moca din banii mei la oameni, am făcut podcasturi cu actorii, le-am făcut și inspirat să aibă vizualizări multe, Alex Bogdan, de exemplu. Record, frumos, tot ce trebuie. Da, deja știu ce filme urmează să lanseze, că știu cu cine urmează să mai fac podcast, dar nu mai pot să mai vin pe la premiere, că nu mai este timp, că, na, Crina Mardare, Adriana Trandafir. Hai că mâine până te duci și tu la Damian la podcast să anunți filmul tău despre care vorbeam în octombrie. Mă duc la Măruță, că vreau să-mi demonstrez plurivalența, că așa m-a sunat să mă chemi la Sosuri Liuț mâine. Și am zis că eu sunt aici la o altă televiziune unde primesc bani. Acolo la Sosuri Liuț ar putea să pierd mulți după ce o să declar. Și, na... uite, vezi un nou avantaj de a fi la Te Cunosc de undeva, nu poți să ajungi la Sosuri Liuți.